rupt instrucția asta, auzi? Acum, nu puteam să ne facem și noi miniștri sau portari pe la vreo întreprindere, ceva? Mă rog! Bogoașe, bagă! Hai, domn sergent, dar vrem și noi, că numai dumneavoastră vă face. Îmi face pentru că mă iubește și mă respectă, pupăză. Numai? Numai? Normal, șef, cum ne? Hai, domn sergent, vă rugăm, măcar câte două minute la fiecare și după aia luați înapoi. Ia uzi, băi, dar ce sunt eu, bă, aparatul vostru de masaj, să mă pasați de la unul la altul? Gura, bagă acolo. Hai, domn sergent, îl dați. Bă, dragă, nu mai insista mai, Iurea, tu nu știi că nevasta și masărul nu se dă, bă, că prestează lucruri intime? Ce vrea cu băncerta lucrurile ai învățat în viață? Are dreptate. Bucoașe! Da, șefu! Vino la mine să-mi faci un masaj. Da, șefu, vin imediat! Imediat, are cu lingău. Masiorul și nevasta, ce că nu se împrumută, a? Bă, bine măcar că nu sunt surat, auzi. Haideți, domn sergent, ne-ați mai făcut și poftă de masaj. Auziți, dar... Ce mă, noi n-am putea să punem mâna și noi pe un masior de-asta profesionist să ne facă masaj? Păi da, uite, bă, Chiurete, ce crezi că ăștia crește așa pe stradă, libertate? De pe internet, șeful, păi n-a zis că acolo găsim orice? Păi stai așa, și atunci Gogoașă, ce mai face? Lasă-l, dracu, pe Gogoașă, mă, că la oricum nu se pricepe deloc. Una geamiu de lămăsa încolo. Hai mai, merge la calculator până nu se ocupă mai bine, nu? Da. Se află după internet și hai, repede la calculator! De când așteptam momentul ăsta, în sfârșit o să mă simt din nou femeie. În dracul ai fi prostit. De cât nimic, bună și asta. Numai să nu-i văd naibii fața, că prece să moare libidoul. Distractivă? Marș pe sectoare, că te calc în picioare! Te licioară puțin! Care știi, mă, să intri pe net? Eu, domn sergent! Păi și atunci ce dracu mă lași, mă, să stric pedicura pe internet, pace? Trece cu acea și bagă! Mă, mă, dacă rupeam unghia asta de muștar, dacă nu vă terminam, auzi? Masaj. Aha. Opa! Domn sergent, ne întreabă dacă masaj normal sau masaj de la erotic. Normal? Păi erotic. Dați-mi repede o foaie de hârtie să notez niște numere de telefon. Dați-mi o hârtie lui ăsta, ce stați voi uitați ca fitele la DVD-ul. Cita... Ia, mă! Bă, bă, pupăză, una mai mare nu găseai, mă! Lasă, bă, tu umple-o cu numere ca să avem de unde să alegem pe cea mai meseriașă! Ah, ce bine e! Băi, de ziua mea o să te pun să-mi faci non-stop! Non-stop, șeful! Aha, eu zic să te antrenezi, că azi mâine e! Ai prezervativ? Nu! Până ai tu? Eu! Normal, doar ești femeie! Mi-a zis femeie! De obicei, gagicii le aduc prezervativul, ca să fie sigure! Păi normal, noi facem totul! Stai aici să văd ce găsim! Haide, mă, măcar unul! Unul singur vreau! Uf, amărâții naibii! Ce naiba să facă ăștia cu așa ceva? A, dracu, viață! Nici măcar unul, mă, când am și eu nevoie! La ăsta nici măcar nu mai mă uit!
Gogoașă sigur n-are așa ceva. Da, calendarul! Da, corect! Gata, domn sergent. Astea sunt. Ia de mă. Wow! Cum și toate astea fac masaje de alea? Toate, domn sergent. Wow, păi atunci eu zic să le chemăm pe toate acestea, le facem o preselecție, de-aia, mă înțelegi? Da. Face, băi, noi ca juriu acum trebuie să fim imparțiali, le încercăm pe toate, nu? Hai să dăm telefoane! Deci așa, am fost pe stop până pe 3, de aici am 10 zile nefertile, fix până pe 13. Zic, ce naiba e asta? Zic. E ziua comandantului! Să le spun și la amărâția aia, că sigur ăștia au uitat. Așa, deci, pe 13 și azi este vineri 12! Yes! Mersi, Doamne! Ce faci, bă, Gogoașe, aici? Umflu balane pentru ziua lui șeful, nu vedeți? Bă, tâmpitule, bă! Ziua lui șeful e de-abia luna viitoare! Nu, domn caporal, e ori azi, ori mâine. Mi-a zis domn comandant, nici el nu mai știe sigur. Bă, e nebunit! Ia du-te, bă, trească și uite-te la calendar, că noi avem notată clar ziua lui șeful. Hai, pogalarci! Bă, mâine ziua lui domnul comandant! Sper că n-ați uitat! Puneți voi bani și pentru mine, dacă îi luați cadou ceva acolo și vi dau eu! Auzi, mă, dar ziua lui domnul comandant nu era noiembrie? Bă, da, bă! Ia stai, mă, că mă duc eu să văd, mă! Ia uite! Auzi, mă, alea nu sunt prezervative? Ba da, mi le-a trimis, mămica, dar cum n-am ce să fac cu ele, le umflu pentru ziua lui șeful. De unde le-ai luat? De la mine, din raniță. Apropo, băi, care mi-ați aruncat băranița pe jos, că vă sparg! Mă mânce tare, Gogoașe. Să vezi că de tare ești. Auzi, Gogoașe, dar nu-mi dai și mie unul? Nu mai am fată, că le-am umflat pe toate. Tâmpitule! Bă, dar ce aveți toți cu ziua asta, nu șeful, bă? Că m-ați nebunit, că suntem de-abia luna lui octombrie. Bă, Chiorete, mă, dar nu vrei un pic rușine, mă? V-ați uita, mă, și voi un pic pe calendarul ăla să vedeți că mâine e ziua lui șeful, mă? Ha? Ia zi, ce-i luăm cadou? Mâine? Măi, dar ce trece timpul, domn sergent? Parcă ieri eram în octombrie, na? Da, dragă, știi ce bine masează? Hai că l-aduc o dată și acasă să-ți facă și ție. Ce? Nu, nu mă uit eu la filme din alea. Bă, terminați o dată că vorbesc la telefon. Nu, dragă, nu e la mine în birou. Se aude de afară. Cred că a venit iepuraș de la instrucție și gâfâie. Da, da. Nu, nu e orgie, nu, nu. Bineînțeles. Nu, dar nu-i nevoie. Nu, nu, nu. Auzi, dar tu ai analizele la zi? Ai nebunit, doar sunt soldat. Corect! Auzi, fată, dar tu e sigură de calendarul ăla? Ai nebunit, doar sunt femeie. Roș, dacă vine nevastă mea aici din cauza ta, te omor! Deci, cine face astăzi cheta pentru cadou comandantului? Cine face de obicei, băi, cine e cel mai competent, sergentul? Hai, marcați banul acest. Stați puțin, domn sergent, că încă nu ne-am hotărât ce-i luăm. Și dacă nu ne-am hotărât, nu știm cât trebuie să cotizăm, na? Da. Eu zic să-i luăm... Ce să-i luăm? Mai bine dați-mi mie să iau, că eu oricum mă duc la farmacie. Mă rog,
Deci ce ziceam să-i luăm? Lasă ce ziceam, marcați banul, că acum vine alea masozele și pe urmă mai vreți niciunul să plecați după cadou. Că a venit cazicile. Hai, marcă banul acela. Auzi, șeful, dar dacă tot ne-am chemat noi pe meseriașe, n-am putea să le spunem să le facă la șeful un pic de masaj de ăsta. Cadou din partea noastră. Problema să-i facă masajul lui șeful cadou și atunci nu mai trebuie să-i facem noi cadou, nu? Da, mai ales că noi avem și soldele mici-mici. Așa, așa e, domn sergent. Și nici nu e bine să-i luăm prea multe cadouri, că păream lingăi și nu. Corect. Ce zic tot aia? Băi, dar dacă vă pune mama dracu să veniți pe șestache cu cadouri la șeful, dacă nu vă sparg! Se poate, șeful. Vorba-i vorba. Trupitul dracu, am plut dormitorul de prezervative, zici că e bordel aceea, că dacă nu nebunesc. Opa, gugoașe! Ce-ai bătăluți acolo? Am un cadou pentru dumneavoastră, domn sergent. Vai, ce drăguț ești! Pentru mine, nu pentru șeful, pentru mine! Nu, vorba-i vorba! Pentru dumneavoastră, pentru că vă iubesc și vă respect! Ce drăguț ești, am dracului în gău ce bără! Opa! Stai așa, pupăză. Ia uite, ia și chiorete. Hai, vino cu ace, nu pleca. Ce aveți, mătăluță, acolo? Bănuiesc că e cadoul lui tot pentru mine, nu? Da, adică nu. Al meu e pentru pupăză. Pentru pupăză. A, și al tău pentru chiorete, nu? Da, și al meu e pentru chiorete. Știți, ne-am gândit să ne facem cadouri între noi ca să ne mai îndulcim și noi viața. Vai, uite cum își fac ei cadouri. De soldele alea mici, mici, vă faceți voi cadouri. Ce bucă și cadou? Mă ambalajul e măriț. Băi, dragoste. Ce faci, strașcă? Lasă, nu mai ascunde cadouul, că l-am văzut, nu cumva e tot pentru mine? Da, e pentru mine, dar nu mai luăm, nu e pentru șeful niciunul, pentru mine, toate și voi nu mai luați cadouri și vă mințiți superiorul și vă bate joc de mine și vă calcă în picioare de egoiști, toată lumea cadourile ei și marși pe sectoare. Mai repede acum calcă în picioare, mișcă! Mișcă! Lingă-i dracului! Mă-nchiu la șef, acum au spus. Da! Da, dragă, câte chile să iau? Da, mai tace, puraș din gură, că vorbesc la telefon! Nu, e iepuraș care face fitness. Nu, mamă, dragă, la mine în birou nu-i nimeni, uite-te și tu. Da! Alo? A închis? Te omor, iepuraș! Mulți-am trăiască! Mulți-am trăiască! La mulți-am șeful! Care nu e aici zicând că bău! Dar mi-și las că-i las un bilet așa, bă! Care v-a zică? La mulți ani, șeful, dă la sergentul Mârlanu cu nețărmurită dragoste și respect. Cine să trăiască, cine să trăiască? O, mor! Bă, ăștia au înnebunit? Te bune! Domn sergent, dar unde sunt cadourile? Ce cadouri, mă? Cadourile și le-am pus eu bine undeva. Ce te interesează, pătrule? Le-am pus la păstrare, ca să le aveți și altă dată.
Dar, sergent, au venit măsuțele. Foarte bine, cocoașă. Păi atunci pregătește-le că trebuie să apară și șeful. Hai, marș pe ele. Ce azi, păi, șef? Unde e amețită aia de iepuraș, mă? Mulți-a trăiască, mulți-a trăiască. La, mă, doi, trei și... Mulți-a trăiască, mulți-a trăiască, la mulți-a... Mulți-a trăiască, mulți-a trăiască, la mulți-a... Mulți-a trăiască, mulți-a trăiască. De ce, șef? Mai e până la ziua mea. A, lăsați, șeful, ce mai e, două, trei ore. Și, a, plus asta, era să uit, v-am pregătit și o surpriză de neuitat pentru cariera noastră. Un super masaj, dar super, super, șeful. Ia, luați loc pe pas, vedeți, dă-te un chiuret. Luați loc, șeful. Așa, cu capul la joale, așa. Relaxat. Gogoașe mi-l face? Gogoașe, da, gogoașe. Gogoașe, hai. Marge afară toată lumea, lăsați-l pe șef. Trașcă! Marge, marge! Gogoașe, rămâi tu, mă! Vă rog frumos, doamne, nu aveți voie aici! Ce vorbești, mă, tilicare? Tu știi cine sunt eu? Sunt soția comandantului, mă! Prezervative și cadouri pentru fufe, a? Nu-i orgie, a? Nu-i orgie. E, las că ți-arăt eu ție, mă. Ce bine. Băi, gogoașe, dar ai mai slăbit, mă? George, ce faci, mă? Mamă, ce faci, mă? Nu, mă, băieții, ce nu, mă? Ce nu, mă? Ce nu? Plecați nenorocitelor de aici! Ce căutați aici, a? Ce căutați, mă, aici? Ce căutați? Și tu ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci, mă, cu astea, mă? Ce faci aici? Știți, noi am... Gura! Da, cum s-a trăit? Iubi, a fost o încurcătură. Au crezut că este ziua mea. Cu o lună înainte. Da, știți, am rupt din greșeală fila cu octombrie din calendar și toți ne-am uitat pe noiembrie. Adică fila e noiembrie? Eu mi-am calculat perioada nefertilă pe noiembrie, mă! Iepuraș, ce, mă? O fi de la fitness. Primiți și momici NATO. Salut, băieți! Hai să-mi bag una! Să rămâne și în perioadă! Dă-ți, marineați! Dă-ți că mă calc în picioare! Andarusu, psiholog și doctorant în psihiatrie. Bărlanu Ferdinand. Sergent și cuceritor în același timp. Dați-vă să vă prezint restul plutonului. Caporal Pupăză. Caporal Pirete. Soldat Trașcă. Și libidinosul de gogoașă. Mai zic că e libidinos. Potorește gogoașă. Tic-tac, 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 tic-tac. Eu, Mihai Voivod, domn al țării românești și al întregii Moldove, voi următoarele! Au zis, dar ce, mă, noi n-am putea să punem mâna și noi pe un masor de-asta profesionist să ne facă masaj? Păi de unde, băi, chiurete, ce crezi că ăștia crește așa pe stradă, în libertate? Păi pe internet, șeful, n-a zis că acolo să găsești o carce. Gato, gato, Plato, Plato, la Plato, la Plato. O carce, o carce. Țigănească somaleză, ce-i asta? De păi, numai decât faci buza aia de câmpit. Buza aia de iepuraș. El, mă, el, da. El nu e cadou. Ca morsă. Ce mai e, că acum nu mai râs. Lucrează la transmisiuni? Ah!
Te vadă, mătră, ce mai... Hai! Glumele de militari, știi? Rămâneți cu noi, revenim imediat. Vă rog frumos, doamnă, nu aveți voie. Ce vorbești, mă, tilicare? Tu știi cine sunt eu? Mergeți, doamnă. Ce bine. Băi, gogoașe, dar ai mai slăbit, mă? Mamă, șef, cu 4-5 picioare să mor eu! Se vede? Ridicați, ridicați baliza.